Campioana României la basket masculin l-a înregimentat pe primul basketbalist bulgar din istoria sa. Bozidar Avramov a semnat un contract valabil pe un sezon și jumătate cu opțiunea clubului pentru ediția 2015-2016. Fundașul bulgar l-a convins pe principalul Arnautović în doar două zile de probe care au avut loc la sala Olimpia. După ce în teste a purtat un tricou al României, basketbalistul de 24 de ani a ales să îmbrace echipamentul cu numărul 1, pe care îl va purta în premieră mâine după amiază la primul său joc pentru CSU Ploiești. Avramov a făcut deplasarea în Ardeal împreună cu ceilalți coechipieri pentru meciul cu BC Mureș. Înfruntarea dintre ploieșteni și mureșeni va deschide etapa 20-a din Liga Națională. În ierarhia competiției, CSU ocupă locul 2 cu 31 de puncte, în timp ce gazdele sunt pe 7 cu 25 de puncte. Chiar dacă diferența din clasament este vizibilă, se anunță un meci greu pentru gruparea lui Arnautović. Antrenorul are mari probleme cu pivoții, în condiție în care la acest meci se va baza doar pe Cătălin Burlacu, la 37 de ani, și improvizația Michalis Pelecanos.